Circulația pe Valea Oltului va fi închisă între 8 iulie și 9 august, a anunțat ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu. Acesta a precizat că circulația va fi oprită doar pe perioada zilei. Măsura este necesară pentru lucrările la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, care implică defrișări, ceea ce riscă să pună în pericol șoferii care circulă pe DN7. Potrivit acestuia, trebuie tăiați arbori care riscă în mare măsură să ajungă pe carosabil și să pună în pericol siguranța circulației. Cât timp va fi închisă circulația pe Valea Oltului, vor fi rute alternative ce vor fi transmise din timp șoferilor.